Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Vom vorbi despre înțelepciune. Înțelepciunea este cea dintâi și cea mai importantă dintre toate abilitățile pe care Dumnezeu a înzestrat pe om, fiind sursa tuturor celorlalte. Dumnezeu ne-a dotat în mintea noastră cu capacitatea aceasta, mintea funcționând în asociere cu inima, și în privința aceasta, în Proverbe 8 scrie versetul 22 vis-a-vis de înțelepciune: Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Versetul 12: Eu înțelepciunea am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Deci nu numai că are întâietatea, dar este și superlativul a toate. Tot în Proverbe scrie în 17:16: La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea, dar n-are minte. Iată așadar că înțelepciunea aceasta care locuiește în minte se dezvoltă, după ce o vom defini, vom aborda care sunt tainele ei, folosul, domeniile le vom aborda într-o parte viitoare și vom face referire și la riscul nebuniei. Să vorbim mai întâi despre câteva definiții biblice vechi și nou testamentale și structura înțelepciunii. În Evrei capitolul 4, vorbind despre capacitatea cuvântului lui Dumnezeu de a lucra asupra minții noastre, asupra vieții noastre, sunt identificate mai multe componente ale inteligenței umane. Căci cuvântul Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Mintea omului este un teren foarte vast, foarte stratificat, cu foarte multe dimensiuni. În Vechiul Testament, în mod special, apare expresia aceasta a înțelepciunii în dreptul inimii, gândurile inimii, pentru că evreii vedeau inteligența aceasta legată de inimă. Să citim în Iosua, capitolul 14:7, este o precizare în dreptul lui Caleb. Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea ca să-i scodesc țara și i-am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. O înțelepciune curată în lucrarea ei. Dar, după cum spuneam că există riscul acesta al nebuniei, în cartea lui Isaia, capitolul 10, citim tot despre capacitatea aceasta a minții, dar aici în sens negativ, Isaia 10:7. Dar el nu judecă așa, e vorba de asirien. Și nu acesta este gândul inimii lui, ci el nu se gândește decât să nimicească, decât să prăpădească neamurile cu grămadă. Adică înțelepciunea aceasta o care i-a dotat Dumnezeu pe oameni în mintea lor este precizată fie în sens pozitiv, fie în sens negativ, iar când a fost tradus Vechiul Testament, secolul I înaintea noastră, în Septuaginta, termenul acesta de inteligență apare în trei cuvinte grecești, și eu le amintesc doar întreagă, nu în ideea că vor fi reținute neapărat, dianoia, nous și sinesis, însă termenile sub care le găsim în Noul Testament acestea sunt importante pentru că sunt în traducerea noastră, sunt fie cuget, amintiți-vă când Domnul reia acele porunci din Vechiul Testament, cele două fundamentale, să slujești pe Domnul Dumnezeul tău, printre altele spune cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, adică cu toată inteligența minții, fie apar sub expresia de gânduri. Gândurile sunt o față de lucrare a minții noastre. Apoi, sub expresia de minte, de exemplu, în Evrei 8:10 spune că Dumnezeu va pune în mintea oamenilor, deci în capacitatea lor inteligentă, legile sale. Sau apar sub expresia de pricepere, în mod frecvent în epistolele pauline, apare ideea aceasta că Pavel se roagă ca Dumnezeu să le dea pricepere și, în mod special, pricepere duhovnicească. Sau, să citim doar un verset pe linia aceasta, în Filipeni 4:7, zice el, având în vedere mintea lor și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Având în vedere ca mintea, această înzestrare dată omului, să fie păstrată la niște parametri
superior la niște parametri spirituali benefici funcționării omului în credință. Așadar, acestea în mare sunt expresiile sub care o regăsim inteligența, înțelepciunea, ca și gândire, ca minte, ca pricepere, ca și cuget, ca și gânduri. Mai există termenul Duh, tot folosit în această privință, pentru că în Duh pune de fapt Dumnezeu inteligența aceasta, Duhul minții. Și de asemenea mai este un termen care ar însemna că omul inteligent este vrednic să audă și să înțeleagă. Aceasta în ce privește terminologia Vechiului Testament. Voi face doar o referire scurtă și la ceea ce întâlnim în Noul Testament, în limba greacă. Sunt trei termeni, Sofia, sub expresia de cunoașterea lucrurilor spirituale și materiale, acea înțelegere inteligentă a lucrurilor și a cauzelor lor, o înțelegere finală a lucrurilor. Un verset în privința aceasta îl avem în Matei 7:24, unde se vorbește despre omul înțelept și omul nechipzuit. Vă amintiți de acel om care și-a zidit casa pe stâncă? Și este numit aici omul cu judecat, omul care în virtutea înțelepciunii a putut să-și facă calculele că dacă își pune casa lângă mare, nu are posibilitate să reziste în timp. Cel de-al doilea termen este phronesis, ceea ce ar însemna prudență. Un înțelept nu face oricum, ci are capacitatea de a alege între bine și rău. Să știe ce este bun și ce este rău. Să știe asta o fac și cealaltă nu o fac. Asta trebuie aleasă, cealaltă trebuie evitată. În privința aceasta, dau un verset din 1 Corinteni 10, versetul 15, acolo unde este vorba de cina Domnului și de închinarea la idol. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecat. Judecați voi singuri ce spun, adică alegeți voi. Voi singuri puteți să descifrați aceasta e bună și aceasta nu este bună. Iar cel de-a treilea termen, synesis, care ar fi facultatea critică de a trage concluziile. Amintiți-vă de cazul lui Solomon. El avea nu doar prima înțelepciune, potrivit primei forme de înțelepciune, el avea capacitatea și vom citi din 1 Împărați 3, versetul 12. Este cuvântul Domnului către Solomon. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută. Și întoarceți o pagină de la versetul 29. Aici sunt date detaliile. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. Deci nu doar inteligența aceasta vastă, să știi mult, dar și priceperea să știi și să poți aplica în viață, fie în lucrurile materiale, fie în lucrurile spirituale, ceea ce știi. Aceasta, de fapt, ar fi întreaga dimensiune a înțelepciunii. Pentru că sunt oameni care cunosc, dar nu știu ce trebuie făcut într-o situație dată. Prima ar fi doar înțelepciunea, dar cea de-a doua este priceperea. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. El era mai înțelept decât orice om, de la versul 33. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid. A vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târătoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului, care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Dacă cineva vorbește doar într-un anumit domeniu, să zicem că prezintă niște științe ale naturii, aceasta este prima înțelepciune, Sofia. Dacă este în stare să dea niște sfaturi pentru a guverna o țară, pentru un domeniu economic, aici deja intră pe rol componenta a doua și a treia a unei minți înzestrate. Și să cunoască, și să știe ce trebuie făcut, și să poată și trage concluziile, să poată face analiza, să judece cauzele și efectele lucrurilor. Domnul să ne dea din plin această înțelepciune. Ce am spus până acum se aseamănă cu demontarea unui motor. Adică n-am făcut nimic decât să complicăm lucrurile. Și să spună unul care nu se pricepe, na, și până acum nu știau cum stau. Acum le-ai înșirat de tot. Dar nu le putem împacheta înapoi decât dacă mai întâi le-am desfăcut. Că dacă le lăsăm în carcasă, vei spune dumneavoastră, da, e sigur că asta există dincolo de capacul acesta? De aceea, haideți acum să pătrundem sub ideea aceasta la ceea ce am numit și doar lucrul acesta, capitolul acesta vom studia pe larg, tainele înțelepciunii. În 1 Corinteni, capitolul 2, până căutați acolo, gândiți-vă la faptul că unii ori sunt oameni care cred că ei dețin într-un fel cunoașterea unui lucru. Vin alții și răstoarnă și spun că nu este așa. Sau unul care este inteligent explică la altul și el spune, nu pricep nimic. Aici zice în 1 Corinteni 2:7,
noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică. Deci înțelepciunea are tainele și secretele ei. Și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Înțelepciunea e rânduită pentru noi, de aceea este normal să o abordăm și să privim foarte atent asupra ei. În primul rând, în ce privește tainele înțelepciunii, divinitatea înțelepciunii. Există o singură sursă de înțelepciune în univers și acesta e Dumnezeu. În Luca capitolul 11, Domnul Iisus folosește o expresie afirmând că înțelepciunea este proprietatea lui Dumnezeu. 11:49. De aceea înțelepciunea lui Dumnezeu a zis. Deci înțelepciunea este a lui Dumnezeu. Și vreau să privim felul în care scrie Biblia despre înțelepciunea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. În Romani, capitolul 11, Apostolul Pavel are o expresie a exclamării, când zice în 11:33, vis-a-vis de felul în care s-a comportat înțelepciunea lui Dumnezeu în ce privește mântuirea oamenilor. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui. Dimensiunea aceasta vastă a înțelepciunii lui Dumnezeu. Gândiți-vă la crearea Universului și Pavel socotește că înțelepciunea în domeniul mântuirii este superioară celei în domeniul creației lumii materiale. Este mai adâncă și mai înalt. Și își încheie epistola aceasta către romani cu următoarea expresie, Pavel, 16:27. A lui Dumnezeu, care singur este înțelept, adică ceea ce spuneam, Dumnezeu este singura sursă de înțelepciune, care singur este înțelept, deci este singura sursă, dar în același timp este absolutul înțelepciunii. Dumnezeu nu va deveni peste milenii și peste veșnicii mai inteligent. Și în cartea Apocalipsii scrie în 7:12 că înțelepciunea va rămâne a lui Dumnezeu. Nici nu vor avea loc mutații pentru toți vecii. În ce privește Domnul Iisus Hristos, este numit în Biblie comoara înțelepciunii. Sau mai exact, în el este ascunsă comoara aceasta. Se mirau cei din vremea lui, de unde are înțelepciunea aceasta? Ei socoteau că înțelepciunea poate să provină printr-o sursă de educație. Pentru că ei raportau aceasta că n-a învățat, că n-a fost la școală. Și noi citim în 1 Corinteni 1:22, iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. Atena a fost vestită prin înclinația ei pe linie înțelepciunii. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri este o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea spuneam că înțelepciunea mântuitoare este superioară înțelepciunii creației. Și versul 30. Și voi, prin el, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, în primul rând. Și acum mai citim din Coloseni 2:3, unde avem definiția completă. Ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. De aceea vreau să priviți în mod practic ideea aceasta. Toată dorința lui Dumnezeu nou-testamentală pentru un om este să facă din el un Hristos în miniatură. Hristos să fie în noi. Când el vine în noi, toate capacitățile intelectuale de la singura sursă Dumnezeu se introduc în mintea noastră. Ocazie cu care va fi curățit orice gând care nu este înțelept. Și vom fi cu adevărat înțelepți prin prezența lui Hristos în noi. Să dăm o comparație în domeniul calculatoarelor. Pe măsură ce știința a evoluat, sunt de o capacitate mai îmbunătățită și, în mod sigur, anii pe măsură ce vor trece, oamenii vor face calculatoare cu o memorie tot mai performantă și în dimensiuni cât mai accesibile și mai reduse. Superlativul care l-ar putea atinge mintea unui om este dat de măsura de prezență divină a lui Hristos în viața noastră prin Duhul lui Dumnezeu, care ideea o abordăm acum. În 1 Corinteni 2, Duhul Sfânt are ca și primă componentă tot înțelepciunea și primul dar al Duhului tot înțelepciunea este. De aceea, când întâlnim un creștin înțelept, acolo este un creștin spiritual. Un creștin, în ghilimele spus prostuț, nu este nici spiritual. Nu în sensul de a cunoaște noi nu știu câte lucruri, nu știu câte domenii. Vom vedea noi imediat. 1 Corinteni 2:9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, adică capacitatea umană de gândire și de înțelegere nu le poate percepe, nu încap în mintea omului în mod natural, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.
Nouă însă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. De la versetul 12. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând-o în vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Și 15. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul. Și v-am amintit la început că judecata este o componentă a înțelepciunii și doar prin Duhul ni se poate dezvolta. Și el însuși nu poate fi judecat de nimeni, adică nici nu poate fi înțeles și nici sub aspect critic nu poate fi analizat. Un al doilea gând, izvorul înțelepciunii. Deschidem la Iov, capitolul 28. Atât și-au bătut oamenii capul de-a lungul istoriei să caute înțelepciunea. Și există atâta zbatere filozofică. Și scrie aici, de la versetul 12, pagina 541, dar înțelepciunea unde se găsește? După ce mai sus spune că oamenii au făcut descoperiri în domeniu economic sau în alt domeniu, unde este locuința priceperii? Unde au putea o găsi? Și apoi continuă, de la versetul 13, omul nu-i cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii, adâncul zice nu este în mine și marea zice nu este la mine. Întoarceți pagina. Și în ce privește izvorul înțelepciunii, înțelepciunea este strâns legată de frica de Domnul. Înțelepciune fără temere sfântă nu există. 28:28. Apoi a zis omului, iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este priceperea. Adevărata înțelepciune este în strânsă legătură cu evlavia unui om. Pentru că e logic, dacă sursa înțelepciunii la Dumnezeu, înțelepciunea nu poate să vină la mine decât un racord între El și mine. Ori eu nu mă pot raporta la Dumnezeu decât prin temere de Domnul. Dacă eu n-am relația aceasta cu Domnul, n-are de unde să vină înțelepciunea la mine. Citim tot în ideea aceasta din Psalmul 111, versetul 10. Aici este punctul în care omul devine înțelept. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Când te îndrepți spre Dumnezeu, deja și Dumnezeu îndreaptă izvorul înțelepciunii spre tine. Și dintr-o dată te luminezi, începi să pricepi lucrurile, rostul lor. Nu că până atunci nu știi să-ți faci meseria. Cu ce te ajută meseria ta la viață? Să câștigi un ban? Nu că nu știi să folosești banul. De-abia atunci înțelegi esența binelui. Dacă până atunci doar ai învățat bine la școală, dar ai învățat cum te-au învățat alții, în plan materialist, evoluționist, ai priceput tu? Înțelept ești? Spuneam cândva, un om evoluționist este cu mult mai prostus decât un copil care crede că l-a adus barza. De ce n-a fost înțelept până atunci? De-abia când se îndreaptă spre Dumnezeu, vine înțelepciunea spre el. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Până acolo mintea nu este sănătoasă și slava lui ține în veci. O altă legătură, interferența înțelepciunii, înțelepciunea și rugăciunea. Iacov, capitolul 1. Bine, intrăm în relație cu Domnul. Dar Dumnezeu vrea să nu ne socotim singuri înțelepți, să recunoaștem că înțelepciunea e la El și să începem să o cerem. Iacov 1, de la versetul 5. Vedeți, acum sunt multe proceduri de îndeplinit. De exemplu, dacă vrei să te înscrii undeva sau să faci un anumit lucru, te trimite la birou cu tare, cu formularul cu tare. Așa este și în privința aceasta, de la 1 cu 5. Dacă vreunul din voi lipsește înțelepciune, la toți care n-au avut o relație cu Domnul, înțelepciunea le-a lipsit. Socială de la Dumnezeu, singura sursă, care dă tuturor, pentru că știe că de altuiva n-au de unde să facă rost, și le dă el. Și dă cu mână largă, adică vrea să dea multă, o mână largă de a lui Dumnezeu, imaginați-vă cât este. Și fără mustrare. Dumnezeu nu o să spună, hai, nechipzuiților, de ce să vă tot dau? Nu, Dumnezeu dă cu bucurie, fără mustrare. Și ea îi va fi dat, dar socială cu credință. Fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Deci, în ideea noastră, înțelepciunea. Și în Coloseni 1, din Iacov am citit cum să mă rog eu să primesc înțelepciune. Acum în Coloseni scrie cum să se roage fratele și sora de lângă mine să primesc înțelepciune. 1:9. De aceea, și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, care... Că deja s-au întors la Domnul.
și deja sunt în relație cu Domnul, au frică de Domnul. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința Lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, cu mulțumire, spune mai departe. Să ne rugăm să ne înmulțească Dumnezeu înțelepciunea aceasta și chiar unii pentru alții să ne rugăm în vederea înțelepciunii. Apoi, legătura înțelepciunii cu Biblia. În Psalmul 19, de la versetul 1 la 6, omul este lăsat să privească spre cosmos, spre astre. Cerurile, soarele, luna. Acestea spun slava lui Dumnezeu. Și apoi, de la versetul 7, omul este îndreptat spre Scripturi. Și atât de frumos este prezentată legea Domnului ca desăvârșită, adevărată, care dă înțelepciune. Oamenii, majoritatea lor, vor să afle înțelepciune din diverse domenii materiale. Și se preocupă unii o viață întreagă, pe fizică, pe chimie, pe matematică, pe știu eu câte. Și rămân cu psalmul acesta până la versetul 6. Și nu trec de la 7 încolo. Înțelepciunea care vine din Scripturi, aici să se aprofundeze. Că aici este sursa cea mai importantă și din acest fond vine desăvârșirea, nu din admirarea lucrurilor, chiar dacă ar fi studierea lor de laborator sau oricât de minuțios, telescopic sau pe alte căi. Înțelepciunea care rezultă din Scriptură. Și în privința aceasta, rămânând în psalm, citim din psalmul 119, uneori rămânem superficiali în domeniul Scripturii și legați-le împreună, că alta nu mai amintesc decât acestea. Izvorul înțelepciunii este prin frica de Domnul, adică printr-o relație strânsă în evlavie cu El, prin rugăciune și studiere. Și dacă o să fii pocăit și o să te rogi și o să studiezi Scriptura, să vezi cum te înțelepțește. Pe zi ce trece, dacă mergi pe toate trei căile spre Dumnezeu. 119 la versetul 96. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea, adică lasă-ți mintea să se frământe. Poruncile tale mă fac mai înțelept. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Adică ceea ce Biblia spune, cuget într-una. Dacă nici măcar atenți nu suntem să folosești mintea la o ascultare atentă, de cum să te mai frămânzi după aceea? Nu ți intră Biblia în cap. De-abia intră în buzunar dacă e așa mică ca a mea. Numai dacă îți storci mintea, le spune uneori copiilor, mintea ca un balon. Și cum sufli, cum se mai umflă. Dacă nu sufli, rămâne așa. O minte mică. Ea are capacitate de extensie. Să crească, să se dezvolte, să ne umple Dumnezeu de înțelepciune. Și spune aici mai departe, de la versetul 103 și 104, ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Și cartea Proverbelor debutează în primele 7 versete cu o provocare. Să asculte tânărul în mod special, că sunt casetele minții goale, să-și dezvolte înțelepciunea, să asculte și înțeleptul și oricare, pentru prinderea înțelesului unui pilde, a unui cuvânt adânc și așa mai departe. Amintiți-vă ce îi spunea Dumnezeu lui Iosua, cartea aceasta a legii, Iosua 1 cu 8, să nu se departeze de gura ta, cugetă, făcând tot, atunci vei lucra cu înțelepciune. Dumnezeu n-a ascuns undeva înțelepciunea într-un mod care să fie ferit de noi. Nu, a lăsat-o cea mai importantă doză de înțelepciune aici în Scriptură. Dar ea e scrisă în așa fel încât numai cu rugăciune și cu prezența Duhului Sfânt în noi să ne poată fi deschisă mintea. Altfel, le citești, treci peste ele, mai priceput nimic. La tine nu sună nimic, numai nu se lipește. Că o fie a mintea așa ca un vas, dar cred că mai degrabă am putea să spunem că mintea este ca și o forță magnetică și numai când dobândește proprietatea aceasta să lipesc învățăturile de ea. Dacă nu, zboară mai departe și nu rămân acolo. Sau amintiți-vă ce scrie Noul Testament, 2 Timotei 3 cu 15-16. Toată Scriptura este de folos ca să dea înțelepciune printre altele. Vreau să citim acum din Cartea Proverbelor, capitolul 1, câteva versete despre provocarea la înțelepciune. 1 cu 20. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe. 22.
Până când veți iubi prostia proștilor? Până când va plăcea batjocoritorilor batjocura și vor urâ nebunii știință? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele, iată voi turna Duhul meu peste voi și vă voi face cunoscut cuvintele mele. Doar prin Duhul turnat se fac cunoscute cuvintele. Cu mintea umană, inteligență, cât ar fi ea, nu poate fi descoperită înțelepciunea. Și acum de la 2:1, fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte, să fii atent. Dacă îți vei pleca inima la percepere, să te smerești și să accepți să fii înțelepțit. Dacă vei cere înțelepciune, și discutam până acum, dacă te vei ruga pentru percepere, dacă o vei căuta ca argintul, că nu dă Dumnezeu la prima intersectare. Dacă vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul, relația de care vă spuneam, că altfel nu ți-o dă înțelepciunea. Și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune. Din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Fac aici o mică paranteză, vom aborda acest subiect în niște lecții viitoare. Dumnezeu când a creat pe om, nu l-a trimis pe Adam la școală, l-a creat inteligent, a știut să dea numele la toate animalele. Și când Dumnezeu a făcut o operație și a scos pe Eva din el, zici că a făcut analize de laborator și a spus, os din os și carne din carne. Omul deja avea cunoștințe să știe cum să lucreze grădina. Deci Dumnezeu este adevărata sursă a înțelepciunii. Apoi 2:10, căci înțelepciunea va veni în inima ta, în înțelesul nostru, în mintea ta. Și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. 4 de la versetul 5, dobândește înțelepciune, dobândește priceperea, nu uita cuvintele mele și nu te abate de la ea. 7, iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește-o priceperea, înalți-o și ea te va înălța. Dar din nefericire sunt oameni care n-au cum să dobândească înțelepciunea, că nu o înalță și sunt antiștiință și nu vor să știe. Nu sunt eu în slujbă, asta e treaba locutare. Nu, asta e pentru tine. Dobândește-o, înalți-o. Pentru că fiecare din noi vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu și are Dumnezeu o lucrare pentru noi. Dumnezeu nu ne tratează ca o grămadă de pământ cu un stâlp în vârf. Și trebuie să știe doar cel care e în vârf și restul piramidei execută ordine de sus în jos și de la centru, că doar trebuie să zică doar amin. Nu doar zicem amin. Să spunem amin la ce înțelegem. Că uneori se dovedește că se spune amin când nu-i vorba nici de un amin. Și versul 23 de aici, păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Este plină cartea proverbelor de astfel de sfaturi de provocare a omului acestuia înțelept, care a ajuns să afle ceva din înțelepciunea lui Dumnezeu, parcă vroia să o afle și alții. Îl văd pe Solomon în postura omului pocăit, care a ajuns la mântuire, tipul evanghelistic, care vrea să-i mântuiască pe toți, băi, voi am ajuns să aflu de Dumnezeu și de rai, hai și voi. Așa este omul înțelept. Vrea să-i provoace și pe ceilalți. Știți ce am găsit? Comoara cea mai mare. Luptați-vă toți pentru ea. Deci ea, Domnul să ne-o dea și noi să o căutăm din plin. Dumnezeu ne provoacă și dacă o să căutăm, o să o găsim. Este de fapt izvorul vieții, cum spune tot cartea proverbelor. Și acum un alt aspect, însușirile înțelepciunii. Înțelepciunea ca dar și înțelepciunea ca roadă. Înțelepciunea se manifestă prin vorbire. Cea mai mare lucrarea ei este la nivelul limbii. Rămânând în proverbe, citim din 16:21, cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. 23. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește. Și mereu se văd învățături noi pe buzele lui, pentru că tot se adapă din izvorul înțelepciunii, este mereu în creștere. Și cu acest gând ne ducem în Iacov 3. Știți că în Iacov acolo tratează problema vorbirii, dar o tratează pe linie de înțelepciune. Asta rezultă în mod special din a doua parte a capitolului. Toți greșim în multe feluri dacă nu greșești cineva în vorbire. Adică vrea să spună că dacă va ajunge să nu greșească în vorbire, e înțelept. Iar cei care greșesc în vorbire nu sunt înțelepți. Orice lipsă de înțelepciune se evaporă prin vorbe. Că nebunul dacă ar tăcea, n-am ști ce are în căpșor. Și după ce tratează problema aceasta a înțelepciunii, că este cârma prin limba întregii vieți, de-aia spune că este izvorul vieții, trece apoi și vorbește de rodul înțelepciunii, nu doar de darul înțelepciunii, de la versetul 13. Cine din voi este înțelept și priceput?
să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Când înțelepciunea nu este doar una de ordin teoretic. Dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci altceva. Este pământească, firească, demonică. Versetul 17. Înțelepciunea care vine de sus, adică singura înțelepciune bună și curată, autentică, este întâi curată. Apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire nefățarnică, adică e plină de dimensiunea roadei Duhului Sfânt. Aceasta este adevărata înțelepciune. Să nu confundăm înțelepciunea cu un om care știe și are un speaker bun. Nu, nu. Înțelepciunea este și cunoștință, înțelepciunea este și puterea de a alege binele de rău, dar și puterea priceperii de a trage concluziile și de a le aplica în mod practic, efectuând binele respectiv. Și un ultim aspect, nebunia înțelepciunii. În Ezechiel 28 citim despre o posibilă profeție despre Satan. Foarte inteligent. Cea mai mare eminență cenușie. 28:3. Iată că ești mai înțelept decât Daniel. Nici o taină nu este ascunsă de tine. Prin înțelepciune și priceperea ta ți-ai făcut avere și ți-ai grăbădit aur și argint în visteriile tale. Prin marea ta înțelepciune. Acum, la urmă urmei, nu este important despre cine spune. Ideea. Versul 17. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea. Înțelepciunea se poate îmbolnăvi. Mintea omului se poate strica. Și această stricăciune a minții este comparată de Biblie cu întunericul care vine peste lumină. Cât a fost de puternic soarele, dacă se face noapte de seară, ce se alege de lumina care a fost? De aceea, când un om își strică înțelepciunea și vine nebunia peste el, dispare adevărata înțelepciune și se aseamănă un om care este în întuneric și prin pipăire constată asta aici și alte acolo. Dar ce diferență este, zice Solomon în cartea Eclesiastului, cu cât e mai bună lumina decât întunericul. De aceea toți ceilalți oameni sunt numiți de Biblie nebuni. Nu că nu văd deloc, că și noaptea te descurci, mai cu seamă cu ce știi. Dar ce diferență, cât de aproape nu mă vezi, de-aia oamenii nici nu văd până în veșnicii, că la ei s-a făcut noapte. Citim în Romani, capitolul 1, ideea aceasta. Spuneam că Dumnezeu a făcut pe Adam inteligent. N-a trebuit să-l școlarizeze după aceea. Romani 1:21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu este superioară cunoașterii universului material. Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte prin influența diavolului, a cărui înțelepciune s-a străcat și acum e prostus de tot, că dacă n-ar fi așa, nu s-ar duce direct înspre iad, dar deja nu se mai poate reabilita. Și inima lor, fără pricepere, înțelepciunea s-a dus, s-a întunecat. E comparată cu ziua stinsă și apariția nopții. Apoi versetul 22. S-au ferit că sunt înțelepți, că oamenii din lumea aceasta se califică între ei, că unul este inteligent, mai inteligent sau pe diferite domenii, dar de fapt au înnebunit. Și versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate. Și dovada nebuniei este că oamenii care conduc țări întregi nu pot să-și conducă, poate, nu familia, viața lor. Și dau din păcat în păcat. Oameni care conduc firme multinaționale se sinucid. Pentru că nu sunt în stare să lucreze cu înțelepciune. Și nu știu să facă binele. Știu să aducă un profit care întrece a unor țări. Dar nu pot să facă binele. Iată partea de nebunie. Solomon spunea în Eclesiastul capitolul 2, versetul 13, făcând comparația aceasta, despre care v-am zis și eu acum o argumentez biblic, și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. De aceea Biblia spune că noi suntem fii ai luminii, al zilei, și toată lumea zace în cer rău care este întuneric și ne scoate din întuneric la lumină, dintr-o dată luând măhrama de pe mintea noastră. Înțelepciunea, sau mai exact mintea oamenilor, este stricată. Și Biblia spune în 1 Timotei 6:5 a oamenilor stricați la minte.
O minte care este bolnavă. Și tot în Eclesiaști citesc din 10 cu 1 și 2. Muștele moarte strică și-a crescut unde lemnul negustorului de un sor. Tot așa. Puțină nebunie, biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului la dreapta, iar inima nebunului la stânga. Și vreau să amintesc doar două boli a nebuniei înțelepciunii. Una este boala mândriei numită înțelepciunea lumii și cealaltă e nebunia propriu-zisă, adică a bolilor psihice. Dar amândouă sunt nebunii ale minții. Vom analiza pe prima pentru că este mai înaltă. În 1 Corinteni, Apostolul Pavel tratează ideea aceasta. Mai mulți nebuni în lume sunt din aceștia. Din aceștia sunt cu miliardele. Din ceilalți psihici, numai cu milioanele. De la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 19. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțelept? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Lumea este inteligentă. Dar este o inteligență în care ei se socotesc singuri înțelepți și din nefericire uneori nebunia aceasta a trecut pragul bisericilor și oamenii vorbesc despre Dumnezeu după o vorbire omenească și tot ce rezultă de aici nu-i decât, cum spunea cineva, o simplă frazeologie. Când omul nu are ideea să expună înțelepciunea lui Dumnezeu, doar ideea să expună o vorbire. De aceea asistăm la forme, la formule, la diferite uzanțe, să se încadreze mesajul într-o anumite tipare. Dar asta nu înseamnă înțelepciune, asta înseamnă înțelepciunea lumii. Ca doar mesajul să fie bine regizat. Și aici dați-mi voie să vă spun că observ atâta lipsă de înțelepciune, uneori chiar în recetarea unor predici. Unii sunt entuziasmați de o predică care îi spun că a fost grozavă. A fost grozavă în expunere, dar nu în conținut. Ce vrea să spună înțelepciunea aceea? Ce vrea să spună Pavel cu ce vă citesc eu acum, 2 cu 1? Când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc tainele lui Dumnezeu cu vorbire sau înțelepciune strălucită. De ce? Nu putea? Dar Pavel făcea distinție între ceea ce oamenii strălucesc ca și expunere și între ceea ce este înțelepciunea ca și conținut. De aia în 1 Timotei 6, Pavel unde vorbește de oamenii stricați la minte, ci ca o bolă a cercetărilor. Și sunt studioși, dar dacă înțelepciunea este coruptă, deja mai e prezentarea filozofică. Că totul este cu atât mai afectiv în sens negativ. Tot de aici mai citesc versetul 21. Întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Apoi, de la versetul 8, înțelepciunea aceasta pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Este ispita cea mai mare, sau 2 cu 13, și vorbind despre el, nu cum vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească. Să putem face distinția aceasta. Iar cealaltă latura a nebuniei, a bolii, deschidem în Deuteronom 28, este nebunia propriu-zisă, când un om își pierde mintea. Și aceasta este tot o pedeapsă divină ca și prima. E tot un blestem, că în Romani nu am citit că e mintea blestemată. Deuteronom 28 cu 28. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcirea minții. De aceea Domnul să ne păzească și de una și de alta. De aceea Biblia vorbește despre procesul de înnoire a minții și de diferența dintre ceea ce este în lume și ceea ce este în biserică, acele versete des repetate din Roman 12 cu 1 și 2. Vă îndemn, fraților, să puteți deosebi, să ajungeți la inteligența aceasta, să vi se înnoiască mintea. Și Pavel spune în privința aceasta în 1 Corinteni 2, de acolo de unde am citit până acum, amintiți-vă și de ce spune în Filipeni, unde zice în 2 cu 5 că noi avem în noi gândul lui Hristos sau mintea lui Hristos vine în mintea noastră, 1 Corinteni 2 cu 16. Căci cine a cunoscut gândul Domnului?
ca să-i poată da învățătură. Noi însă avem gândul lui Hristos. Și aici, înțelepciunea a venit deja în inima noastră. Recapitulăm în scurt. Dumnezeu ne-a înzestrat față de celelalte viețuitoare cu inteligență, după cum ne-a dat și forma sa, chipul și asemănarea sa. Inteligența în limbaj biblic se referă la acea capacitate a minții de a pricepe, de a acumula diferite cunoștințe, la capacitatea de a judeca și analiza înțelept ce-i bine și ce nu-i bine, la puterea de a trage concluziile și de a face analize critice. Dumnezeu fiind singura sursă de înțelepciune, către noi înțelepciunea scurgându-se doar când intrăm în relație cu El prin frică de Domnul, cerându-i aceasta, dorind și dedicându-ne, și în mod special prin sursa scripturală cu care Duhul Sfânt ne înțelepțește, aducând gândirea lui Hristos în viața noastră, în felul acesta înțelepciunea va fi atât una ca dar, dezvoltând diferite lucrări pe care le vom aborda data viitoare, cât tot prin înțelepciune, îmbogățind și transformând viața noastră ca trăire, păzindu-ne de posibilitatea de a fi străcată mintea omului, fie prin înțelepciunea umană, care cunoaște în plan material, dar spiritual este pierdută, iar omul în primul rând este spirit și apoi este materie, fie prin o nebunie propriu-zis. Toate acestea au o procedură și un mod de recuperare divin prin procesul de înnoire a minții, de schimbarea naturii și o nouă orientare spre divinitatea omului. Domnul să ne facă înțelepți pe toți. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.